Amiază și mâine dimineața voi efectua o vizită oficială în Republica Croația, la invitația președintelui țării, doamna Kolinda Grabar-Kitarović. Voi avea convorbiri oficiale cu șeful statului, cu primul ministru Zoran Milanović și cu președintele Parlamentului Iosif Leko. Este prima mea vizită în calitate de președinte al României în regiunea Balcanilor. Este prima vizită a unui șef de stat din România care se face în Croația după ce Croația a devenit membră a Uniunii Europene. Continui astfel seria contactelor europene, de data aceasta cu un stat din regiunea Balcanilor de Vest, care pentru România are o mare importanță. Există de ambele părți dorința de a da, de la cel mai înalt nivel, un nou impuls dialogului și relațiilor bilaterale. În egală măsură, suntem interesați de o cooperare strânsă care vizează consolidarea perspectivei europene a statelor din regiunea Balcani. Relațiile bilaterale dintre România și Croația s-au dezvoltat constant în ultimii ani, în special după aderarea Croației la Uniunea Europeană. România și Croația au multe obiective comune pe care le pot realiza mai bine împreună. Cooperarea în cadrul Uniunii Europene, unde avem interese și poziții similare sau apropiate, intensificarea legăturilor economice, cooperarea în cadrul regiunii Dunării, valorificarea oportunităților oferite în acest sens de strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Discuțiile la Zagreb se vor axa pe aceste teme, dar vom avea și un schimb de opinii privind evoluțiile din vecinătatea Uniunii Europene și alte teme internaționale de actualitate. Voi transmite interlocutorilor din Croația dorința noastră pentru o colaborare regională mai strânsă, care să contribuie la asigurarea securității și prosperității în regiunea Balcanilor și a vecinătății estice a Uniunii Europene.